sfatul de drum bun vă este oferit de BT Leasing, partener al Napoca Rally Academy. 17 și 15 minute. Este o premieră pentru mine să fiu în direct cu Bogdan Marișca, pilot și instructor de conducere defensivă în cadrul Napoca Rally Academy. Este cu noi prin Skype, ne vedem și live pe Facebook. Salutare, Bogdan! Ne auzim? Ciao, Alexandra. Ciao, Landala. Ne auzim, ne vedem. Mă bucur să ne vedem și o să ne auzim și aici. Și eu mă bucur tare mult. Să știi că o să-ți ascult și de obicei îți ascult sfaturile din perspectiva unui pasager, pentru că merg, să zicem, cumva des și cu autobuzul, merg des și cu serviciile de car sharing și cu taxiul și am ocazia să întâlnesc tot felul de șoferi, unii poate mai experimentați, alții mai puțin experimentați. Spune-mi despre ce vorbim astăzi. Ar trebui să ne spui tu, pentru că dacă acum dau din casă, te-ai întors din UK. Și Marea Britanie sunt țările cu traficul cel mai sigur din Europa civilizată, așa? Trebuie să ne spui tu cum stau lucrurile acolo și de ce ei pot și noi nu putem. Ca să fiu sinceră, banda de autobuz este banda de autobuz, nu există să intre mașini pe banda de autobuz, așa că poți să ajungi ca pasager cu un bilet de autobuz oricând, dar destul de repede oriunde. Și nu se grăbesc. Vorbesc cât se poate de serios. Nu se grăbesc. În 5 zile de stat în capitala Marii Britanii am auzit câteva claxoane, inclusiv pe cea mai aglomerată stradă din Marea Britanie, dacă nu mă înșel, din lume, Oxford. Nu se claxona. Oamenii erau foarte liniștiți, foarte calmi și conduceau cu prudență. Era cumva, nu știu, toată lumea știa treaba asta, că la un moment dat o să ajungă undeva. Deci care-i rostul claxonului, care-i rostul tăierilor, știi, și tuturor neregulilor pe care le văd de obicei în traficul din București, de exemplu. Claxonul probabil că l-ai auzit pentru că noi am ieșit în Europa, noi românii, și probabil că de aici vin. Glumesc, chiar dacă nu e neapărat o glumă, pentru că suntem, știm asta, suntem indisciplinați în trafic și noi suntem cei mai indisciplinați în trafic din Europa civilizată, așa cum spuneam. Și vom vorbi asta așa un pic pe scurt. Am vorbit și zile trecute, mă rog, întâlnirea noastră de data trecută, am vorbit despre cauzele care au ieșit din punct de vedere statistic vis-a-vis de cauzele principale de accidente mortale din 2021, niște informații pe care poliția română le-a făcut publice. Și ne-am vorbit despre interacțiunea între mașină și pieton ca fiind 3 din primele 5 cauze de accidente mortale, dar am trecut așa foarte superficial peste cauza principală, care este acoperită de sintagma pe care am auzit-o foarte des cu toții, viteză neadaptată la condiții de trafic. Ce înseamnă asta? Înseamnă că undeva cineva are o dinamică a mașinii peste ceea ce poate să stăpânească el, din vari motive. Pentru că nu reușește să fie atent și să anticipeze niște zone potențial periculoase. Pentru că nu respectă niște reguli de circulație, banalele semne de respectare limitei de viteză. Și asta putem să vedem foarte des în jurul nostru, cu limitări de viteză pe care nu respectă aproape nimeni. De la mașinile mari la mașinile mici, toată lumea consideră că are un motiv îndreptățit pentru care limitele de viteză sunt pentru alții puse. Și acum aș vrea să spun un lucru pe care poate puțină lume ține cont de el, din câte oricum vedem în jurul nostru. Faptul că o limită de viteză este pusă undeva cu un scop, cu un motiv. Există undeva un substrat la acea limită de viteză. Chiar dacă ne place nouă să credem că sunt puse total aiurea, nu. Poate că sunt puse, nu știu, 2, 3, 5, 7% din limită de viteză din România, par a fi un nonsens pentru noi cei neaveniți. Dar ele sunt puse conform unor standarde pe care și România le respectă și le-a asumat și ar trebui să înțelegem că o limitare de viteză undeva are o cauză. Noi nu facem asta. De unde și aroganța pe care ne asumăm cu ghimele de rigoare de a încălca regula circulației, pentru că noi știm mai bine. Acea viteză neadaptată de care vorbeam și care generează niște accidente mortale pleacă de aici, de la lipsa noastră de respect față de regulile de circulație și de cei din jurul nostru, pentru că ne grăbim, pentru că considerăm că știm să stăpânim mașina și de aici avem multe sincope, de unde și rezultatele și statistica de care vorbeam.
Impredictibilitatea traficului în România este generată fix de aceste încălcări de reguli de circulație, pentru că în România trebuie să fii mult mai atent decât în altă parte, să încerci să anticipezi mult mai mult și pe o razie mult mai mare, ca să fii cumva în zona de siguranță. Ceea ce nu se întâmplă în mediul civilizat la care făceai și tu referire, inclusiv în Marea Britanie, sau mai ales în Marea Britanie, pentru că sunt printre cei mai civilizați și cu cifre cele mai bune din punct de vedere statistic, raportat la decese. Uite, din fericire, trebuie să spun că de dimineață am fost la un eveniment și am primit o lecție în sensul ăsta, una foarte bună. Șoferul cu care am mers la eveniment în dimineața asta a mers adaptat regulilor de circulație. Nu a călcat pedala, nu a încercat să forțeze absolut nimic și cumva pentru mine ca pasager, pentru că sunt obișnuită în vâltoarea asta, toată lumea se grăbește să ia cât mai multe curse, ceea ce e absolut normal, că până la urmă te frustrează și timpul petrecut în trafic. Dar omul era atât de relaxat încât am zis nici nu mai contează dacă întârzi, atâta timp cât mă simt bine și nu sunt în starea aia de nervozitate pe care oricum ți-o transmite ca pasager, știi, în momentul în care ești zguduit în mașină sau te temi inclusiv pentru siguranța ta. Din păcate, noi fiecare dintre noi ne creionăm propriul status și statut. Adică considerăm că noi suntem îndreptățiți să facem un pic altfel. Acum tocmai am ajuns în birou, am fost într-o călătorie prin țară, am ajuns acum 10 minute, strict o sensul, tu știi asta, Alexandra. M-a depășit o mașină, la un moment dat, m-a depășit o mașină pe mine și pe mașina din fața mea, pe o trecere de pieton, și mă întreb oare unde se grăbește omul acesta, încălcând niște reguli de circulație, și depășirea pe trecere de pieton este realmente o zonă extrem de periculoasă, pentru că nu știi niciodată că nu e vreun copil în traversare și tu îl spulberi pe... S-au întâmplat foarte mult astfel de nenorociri pe acest tip. Ca după ce a terminat depășirea, n-au trecut 50-60 de metri să frâneze și să intre în dreapta, într-o curte, la niște birouri. Mă gândeam ce ar fi putut să ardă atât de tare încât să-ți asume astfel de riscuri de a provoca un astfel de accident, care poate să fie ușor un accident mortal. Da, și... e cumva în sângele nostru, a ajuns așa să exact. Fie parte din ADN, ceea ce este destul de ciudat așa în momentul în care ieși din țară și vezi că se poate și altfel. În încheiere, o scurtă concluzie, pentru că mai avem puțin timp la dispoziție. A trebuit să dacă tot e zona de Crăciun, unul dintre oameni dintre noi ținem post și așa mai departe. Post în trafic înseamnă respect față de cei din jurul nostru, față de reguli de circulație. E vorba de atitudinea pe care finalmente o avem. Până să vină acel autostres pe care așteptăm cu toții și să terminăm cu blamatul infrastructurii, care este o sursă, dar trebuie să ne aducem aminte că până la urmă fiecare dintre noi putem să aducem umărul sau să punem umărul la un trafic mai sigur. Așa cum ne place să vedem că japonezii curăță stadionul în campionatul mondial de fotbal și că, uite-te, iau exemplu și alții, inclusiv la Cluj, s-a întâmplat asta. Acum a trebuit să facem curățenie în trafic în jurul nostru, fiecare dintre noi, prin atitudinea pe care o avem așa, viteza neadaptată să nu mai fie o sursă de deces. Bine, Crăciunul, dar așa cum spuneam, din păcate, traficul nu ține cont de asta și va genera, din păcate, statistici negre pentru dintre noi. Să mergem cu bine, să ne auzim cu bine și să ne mai împărtășești din călătorile tale, pentru că pentru cei care te urmărim sunt extrem de interesante și de fani și de plăcute. Îți mulțumesc din suflet, Bogdan. Ce să zic, să ne auzim cu bine. Săptămâna viitoare o să fie Radu Constantinescu. Eu îți mulțumesc tare mult pentru discuția asta. A fost un prilej de a realiza că e bine să ne mai calmăm un pic, să ne mai liniștim, inclusiv în viața personală, pentru că asta o să se vadă și în exterior, și în trafic, și oriunde am merge. Îți mulțumesc mult de tot. Mulțumesc și o seară bună tuturor. Să ne auzim cu bine.